Discriminarea este un subiect sensibil, mai ales că de multe ori discriminăm fără să vrem. Iar în această era a tehnologiei, rolul femeilor în domeniul IT este poate mai important de discutat ca niciodată. Deși unii dintre primii programatori de la începutul secolului 20 au fost femei, implicarea sexului frumos în domeniul IT a scăzut considerabil de atunci. Și chiar dacă nu vorbim neapărat despre o discriminare directă, preconcepțiile legate de cine poartă roz și cine poartă albastru descurajează femeile să urmărească o carieră în IT. O companie tânără de programatori s-a hotărât să niveleze terenul de joacă și, în acest sens, organizează un hackathon gender inclusiv. Mai multe despre acest proiect aflați chiar acum de la fondatori. Ideea hackathonului cu hashtag-ul Hackathimi a venit în urma unui proces de recrutare destul de dificil. Cum toată lumea știe, în România, să găsim un programator bun este foarte complicat, dar rămite să fie și femeie, pentru că de obicei ele nu prea aplică. Nu știu sigur dacă sunt sau nu încurajate de mici să participe la ideea asta de programare, dar cu siguranță ele nu ajung la noi să depună CV-urile. Unii au fost foarte supărați pe idee pentru că au considerat că e o discriminare pozitivă față de fete și că n-ar trebui să facem asta. În principiu, femeile sunt foarte excited de inițiative de acest gen. Poate părea biased, adică sunt unii oameni care spun că este o discriminare pozitivă, însă cred că atunci când trebuie să egalizezi câmpul de bătălie, trebuie să favorizezi pe cineva. Adică da, ok, dacă echipa are o femeie, va primi un premiu mai mare. Deci da, poate să consider că este un added bonus pentru că vii cu o femeie în echipă. Dar asta este și ideea, pentru că ele nu sunt reprezentate. Și atunci încercăm, practic, să-i motivăm pe băieții care vin la hackathon să-și caute și o gagică în echipă. Prima reacție, știi, instinctuală, este să arunci puțin cu noroi, dar cred că puțin tact așa și din partea noastră putem să schimbăm percepția. În esență o să fie un concurs în care mai multe echipe vor încerca să creeze un produs IT, o bucată de software, un proiect software, care la sfârșitul celor 24 de ore de concurs va fi jurizat de către niște specialiști din perspectiva câtorva criterii. Criteriul de IT, de cum este scris codul, criteriul de business, cât de mult se aplică acest produs pieții și câtă aplicabilitate comercială are. Și după ce va fi jurizat, se va alege un câștigător, locul întâi, care va câștiga fie 1500 de euro, fie 2000 de euro, și locul 2, care va câștiga la fel fie 1000 de euro, fie 1500 de euro. Diferența de 500 de euro între locuri fiind dată de faptul, de ideea dacă au sau nu o fată în echipă. Da, tu simți că există o discriminare împotriva femeilor. Nu e vorba de o discriminare la fața locului. În momentul în care ești acolo și ești competentă, evident că mai ales în STEM, în științele astea exacte, e foarte ușor de cuantificat valoarea femeii, valoarea bărbatului, e la același lucru, e gender, e neutralizing. Nu există o discriminare realmente odată ce femeile sunt la locul de muncă și demonstrează ceea ce pot. Dacă este o discriminare, cred că se face mult mai devreme, adică la alegerea carierei, la aplicarea la loc de muncă, dar în momentul când ele sunt acolo și încep să demonstreze, nu văd diferența. Adică sunt foarte multe femei pe care le știu eu, foste colege de liceu, care acum sunt angajate la Google, la Twitter, la Microsoft, adică și sunt super bine văzute. Nu cred că fetele au mintea conectată diferit sau că n-au aptitudini tehnice native sau, nu știu, genetic, au absolut deloc. Dimpotrivă, mi se pare că diligența și modul exhaustiv al fetelor de a trata problemele, modul foarte atent de a rezolva probleme logice, ajută foarte mult în domeniul tehnic. Am vrea ca și în România să crească puțin această dorință a femeilor de a programa, de a fi tratate în mod egal în cele mai înalte poziții tehnice, pentru că salariile sunt foarte, foarte mari și ele sunt suficient de capabile ca să facă față la fel ca și orice alt bărbat. În afară s-ar depăși mult pragul ăsta al clișeului. A, nu, că fetele nu sunt interesate de. Sunt foarte multe interesate de. Problema este să acknowledge it de la început și să nu avem fetele sunt roz, băieți sunt blu. Să nu avem chestia asta. Am vorbit cu niște prietene care chiar sunt. Sunt, în general, mai puțin grăbite decât băieții. Atenție, minuțiozitate, mi se pare că este mult mai diligentă, asta ar fi cuvântul, și exhaustivă cu problemele. Au făcut programare, s-au dus la automatică, la poli, la, în general, la toate. Se simte o oarecare presupunere, before the fact, că nu vor fi la fel de competente în ceea ce vor face. Chiar înainte să, doar pentru că sunt femei. Ideea este că programatorii, în general, bărbații au o clică a lor așa, vorbesc foarte porcos în birou,
și au într-adevăr o oarecare aroganță față de orice alt tip de post. Nu neapărat programator versus bărbați versus femei, însă programator versus altcineva se creează o aroganță. Noi acum la Timi avem o domnișoară angajată mega, mega smart și se vede un pic vibe-ul diferit în birou. Adică ei sunt un pic mai cu bun simț, sunt mai atenți, dialogurile poate sunt un pic mai de lungă durată. Cumva este un mai mare respect în comunicare. Pentru Reacton avem două obiective. Primul obiectiv ar fi să ne creăm noi o imagine ca firmă, o imagine de firmă serioasă în România, unde programatorii să vină să-și dorească să lucreze. Prin calitatea evenimentului, dimensiunea premiilor, vibe-ul care cred eu că va fi foarte mișto acolo, sper ca oamenii să ne vadă ca o firmă serioasă, împământenită în peisajul IT. Și în al doilea rând, cu mișcarea Girls Who Code, care sper eu să prindă, adică sper să avem foarte multe femei la hackathon, parte din toate echipele, să facem un unlock așa de potențial și toate firmele din România să reușească cumva să angajeze și din această zonă feminină, sperând eu că în timp se va generaliza această lipsă de discriminare, de fapt. În principiu, dacă sunt femei în echipele de la hackathon, probabil oamenii care lucrează cu ele în echipă, în viitor, când va trebui să lucreze cu o femeie, nu vor mai fi panicați, nu o să creadă că trebuie să se poarte într-un fel, nu o să mai creadă că e complicat și o să-și dea seama că, până la urmă, everybody is in it for the result.